În jur de 450 de persoane aflate de loc de muncă au luat parte la Bursa Generală a Locurilor de Muncă, eveniment organizat de AJOFM Sălaj, ieri 14 aprilie, în incinta Casei Armatei din municipiul Zalău. Astfel, 167 de sălăjeni au fost selectați în vederea încadrării. În perioada următoare, persoanele selectate vor participa la interviu sau probă de lucru. Au fost contactați în vederea participării la bursă 227 de agenți economici de pe raza județului Sălaj, dintre care 32 au confirmat participarea și au fost prezenți la această acțiune, oferind în total un număr de 337 de locuri de muncă. Pentru persoanele cu studii medii generale au fost disponibile 324, iar pentru cele cu studii universitare, 13 locuri de muncă. Principalele meserii oferite pentru persoanele cu studii medii și generale au fost cele de sudor, lăcătuș mecanic, mecanic, agent vânzări, gestionar, bucătar, operator conserve, confecționer, tehnolog, tâmplar universal, tapițer, zidar, dulgher, instalator, electrician, secretară, facturist, șef departament, conducător auto, tinichigiu, strungar, sculer matrițer și muncitor necalificat în diverse activități. Iar pentru cei cu studii superioare au fost joburi de inginer mecanic, electronist, inginer chimist, inginer electromecanic și consultant proiecte. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj organizează la cererea angajatorilor burse de locuri de muncă, iar în luna octombrie va fi organizată la nivel național bursa locurilor de muncă destinată absolvenților.